Estàs un poc perjolut, din carne de vita, en sos de roxi. O bonatate, sper să vă placă și vouă. Purjoluțe în sos de roșii și pentru purjoluțe o să avem nevoie de 400 de grame de carne, pătrunjel, un ou, puțină sare după gust, pâinică, 30 de grame de parmezan, piper după gust și apă ca să înmuiem pâinica. Începem cu pâinica, să o punem la înmuiat, o să turnăm apă peste. Și dăm deoparte. Între timp, cât pâinica se înmoaie, avem carnea noastră tocată de vită, 400 de grame. O să punem un ou. O să adăugăm parmezanul. Sare. Sare punem după gust. Piper. Pătrunjelul. Și pâinica noastră pe care am scurs-o. Este o felie de pâine. Acum o să amestecăm totul. Compoziția este gata. O lăsăm puțin la odihnit și apoi o să luăm câte o bucățică și o să facem pârjoluțele noastre sau chifteluțe, cum le spuneți. Și o să le punem pe un platou. Luăm câte o bucățică din compoziție, rulăm, ne putem umezi și mânuțele și le așezăm aici. Pârjoluțele sunt gata. Pentru sosul nostru o să avem nevoie de 600 de suc de roșii cu pulpă. Puteți pune și simplu, suc de roșii simplu. O ceapă, cam 100 de grame. Sare după gust. Aici am 100 de mililitri de ulei. Puteți folosi și ulei de floarea soarelui și ulei de măsline. Și piper. Am pus o tigăiță pe foc. Acum o să punem uleiul. Uleiul s-a încins. Acum o să punem ceapa. Ceapa este aproape gata. Acestea sunt pârjoluțele. O să le punem la prăjit împreună cu ceapa. Acum le prăjim împreună cu ceapa. O să le întoarcem. Pârjoluțele sunt aproape gata. Acum o să adăugăm sucul nostru de roșii. Îl punem pe tot. O să punem și puțin sare. Și piper. Amestecăm. Lăsăm să se facă.
Este gata. Acum adăugăm puțin pătrunjel deasupra. Și poftă bună vă doresc! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!